Cei mai mulți dintre noi amânăm alarma în mod repetat dimineața, dar un nou studiu avertizează faptul că acest lucru ar putea avea consecințe negative asupra sănătății noastre. Cercetătorii au descoperit că cei care au alarme repetate sunt mai predispuși să aibă un ritm cardiac mai ridicat în comparație cu cei care se trezesc imediat. Studiul realizat de Universitatea Notre Dame a mai constatat că cei care se trezesc mai des au fost mai predispuși să petreacă ultima oră înainte de trezire într-un somn ușor, fiind treziți în mod constant de alarmă. Dar cei care nu au ațipit au parte de un somn mai profund în ultima oră, sugerând că au parte de un somn mult mai liniștitor și de o calitate mult mai bună în general. Aceeași universitate a descoperit anterior că o frecvență cardiacă ridicată în repaus ar putea fi un factor cheie care face legătura între somnul slab și bolile de inimă. Un alt studiu a constatat că persoanele care se culcă chiar și cu 30 de minute mai târziu decât ora obișnuită de culcare au tendința de a avea o frecvență cardiacă mai mare în repaus pe parcursul nopții și adesea în ziua următoare. Aceste obiceiuri de somn sunt îngrijorătoare, deoarece o frecvență cardiacă ridicată în repaus este un factor de risc cunoscut pentru bolile de inimă, precum și pentru diabet. Cu cât este mai mare ritmul cardiac în repaus al unei persoane, cu atât crește riscul de deces prematur. Acest lucru vine după ce oameni de știință din Franța au afirmat că 7 din 10 atacuri de cor și accidente vasculare cerebrale ar putea fi prevenite dacă toți am avea un somn mai bun. Cercetătorii au urmărit 7203 persoane sănătoase de peste 50 de ani timp de un deceniu, acordându-le note de la 0 la 5 pentru durata și calitatea somnului. Cei mai mulți au obținut 3 sau 4, doar unul din 10 a avut notă maximă. Riscul de atac de cor și de accident vascular cerebral a fost cu 75% mai mic la cei mai bine odihniți decât la ceilalți, relatează avantaje.ro.